Zeci de polițiști ai penitenciarului Poarta Albă au protestat în fața instituției la prima ora dimineții. Pe tot timpul acțiunii, deținuții au fost păziți în sistem de avarie de angajații de la administrativ sau de alți colegi polițiști. Cine îi va păzi pe deținuți? În momentul de față, deținuții vor fi păziți de doamnele secretare. Nu cerem nicio mărire de salariu. Cerem doar să fim plătiți conform legii pe care guvernanții au votat-o în 2017 și nu se țin de cuvânt. Oamenii sunt furați lună de lună undeva la 600 de lei net. Nu vom scoate deținuți la muncă, vizitele se organizează și instanțele. În sistem e lipsa acută de personal, spun polițiștii, astfel că cei rămași sunt nevoiți să lucreze în plus. Orele suplimentare nu le sunt însă plătite, primesc zile libere în contul acestora. Astfel, mulți au concediu de odihnă neefectuat din 2021. Au rămas 400 ceva de angajați. Gândiți-vă că statul este undeva la vreo 600-600 și un supraveghetor la 200-250 de deținuți nu mi se pare normal. Suntem foarte puțini. Sunt sectoare din care cred că au 50% din efectiv pe stat. De-a lungul timpului s-au făcut reorganizări, s-au închis secții, riscurile sunt prea mari, sistemul nu este atractiv. Lumea se pensionează și rămânem fără oameni. Nu am cu cine să lucrez. Unde lucrai cu doi, lucrez cu unul. La penitenciarul de maximă siguranță din Oradea, unde angajații au anunțat că nu vor mai face ore suplimentare timp de 4 zile, s-a ajuns la o situație ciudată. În postul de pază a fost trimisă una dintre persoanele private de libertate ca să supravegheze curtea. În lipsă de personal, ne găsim în situația în care deținuții din penitenciarul Oradea, penitenciar de maximă siguranță, sunt păziți de alți deținuți. O situație care contravine prevederilor legale. Această situație este generată de lipsa personalului. Proteste sunt și la penitenciarul din Târgu Jiu și acolo angajații au acumulat 10 de ore în plus neplătite, așa că refuză să lucreze suplimentar. Nevoia de personal operativ în sistemul penitenciar ar fi undeva la 20.000 pentru desfășurarea activităților minime. Avem un număr de 16.500 de salariați, din care ocupate posturi sunt doar 12.500. Conducerea Administrației Naționale a Penitenciarelor susține într-un comunicat că este deschisă la dialog cu angajații care protestează și promite măsuri pentru ca siguranța să fie menținută și să nu apară evenimente nedorite.